Pentru prima dată de la începerea lucrărilor la noul stadion din Craiova, autoritățile locale se feresc să mai avanseze un termen de finalizare. Un lucru este cert însă, stadionul nu va fi gata nici pe 20 iulie, așa cum a anunțat Compania Națională de Investiții, proprietarul său. Primarul Craiovei, Mihail Genoi, a spus că mai sunt lucruri de rezolvat la stadion și că, din punctul său de vedere, recepția lucrărilor ar trebui să se facă anul viitor pentru a da posibilitatea verificării riguroase a întregului proiect. Deci în momentul în care Compania Națională va prelua acest amplasament de la constructor, va face procesul verbal de recepție, va fi o perioadă și o procedură în care el va fi predat primăriei Craiova. De-abia după aceea, primăria Craiova poate să intervină asupra unor spații care ele nu sunt predate în formă finală. Și fac referire la faptul că sunt foarte multe spații și vă dau exemple. E vorba de loje, e vorba de hotel, e vorba de restaurante și de la etajul 1 și de la etajul 2, toate aceste spații sunt luate în formă brută. Deci ele nu sunt finisate, iar primăria, ca să facă o procedură pentru a fi concesionate, va trebui să aibă în proprietate stadionul. Deci trebuie foarte clar lămurit faptul că există două termene. Termenul de recepție a lucrărilor de către companie și termenul de inaugurare de către primărie, care este cu totul și cu totul altul. Din momentul în care avem stadionul în proprietate, va dura o perioadă până când el va fi finalizat. O altă necunoscută pentru autori o reprezintă acreditarea FIFA pe care stadionul urmează să o primească. N-am informația exactă dacă avizul FIFA vine odată cu recepția CNI-ului. Pentru că dacă avizul FIFA vine în același timp, va trebui ca CNI-ul să facă recepția, după care să facă o predare către noi. Noi să facem toate aceste investiții și de-abia după aceea să se obțină avizul FIFA de funcționare. Oricum, e o procedură care este pentru prima dată când care se face în țară, este primul stadion care se face cu omologare FIFA de la început și nimeni nu știe exact procedurile care sunt. Primarul Craiovei mai spune că ia în calcul și varianta ca pe stadion să se desfășoare meciuri după preluarea stadionului, dar înainte de inaugurare.